Schimb de replici inedite între doi liberali vâlceni la comemorarea fostului premier din perioada interbelică, Ighe Duca. Copreședintele Cristian Buican și-a surprins asistența declarând că stă pe fotoliul lui Ighe Duca. Scaunul pe care eu stau și l-am arătat președintelui partidului este scaunul pe care a stat Ighe Duca. Și de aceea, filiala Vâlcea a Partidului Național Liberal nu este una dintre filialele Olteniei. Este, și sper eu va rămâne, cea mai bună filială din Oltenia. Noroc cu primarul orașului Horezu, Ilie Fârtat, care n-a lăsat lucrurile în coadă de pește. Zicea domnul președinte Buican, faptul că stă pe scaunul lui Ighe Duca, stă pe scaunul de președinte al filialei vâlcene. Pentru a sta pe scaunul lui Ighe Duca, trebuie să ctitoriți nu numai în județ, ci și aici. Cum între înaintașii liberalilor și actualii reprezentanți este cale lungă, așteptăm confirmarea valorii lupilor tineri.